Ieri, judecătoria Medgidiai a respins iar cererea lui Miron Mitrea, prin care solicita eliberarea condiționată din penitenciarul Poarta Albă înainte de termen. Decizia poate fi atacată însă la Tribunalul Constanța, nefiind definitivă. Acesta este al doilea eșec al fostului ministru după ce prima cerere judecată pe 10 februarie a fost respinsă de aceeași instanță pe motiv că s-a judecat cu 2 zile mai devreme decât prevedea termenul legal când putea face acest lucru. Miron Mitrea a ispășit unul din cei 2 ani, cât este pedeapsa primită, și a scris 2 cărți științifice în detenție. El a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită 520.000 de lei, iar Irina Jianu a primit o pedeapsă de 5 luni de închisoare cu executare pentru dare de mită.